Bună seara, dragii mei! Mihai Racovițean, realizatorul emisiunii Dialogul Constructiv Salvează în România și astăzi avem o ediție specială de colecție cu un om de mare însemnătate pentru mine, un om extraordinar, chiar dacă nu cunosc prea bine, dar se pare că am înțeles de fapt cu ce bulgăre de diamant stau de vorbă. Și aici vreau să vă spun că suntem la această secvență numită Omul de lângă noi, o viață dedicată profesiei, lecții de viață. Și am curajul să o spun pentru că, deși mă ocupam de un liceu pe aici, prin zonă, la noi, la Timișoara, la Arad, m-am dat un telefon și m-a invitat și mi-a prezentat un liceu, că despre domnul director Mihai Sovim vorbim, directorul Liceul Baptist din Arad. Așa este prezentarea, e corectă? Sunteți domnul director Mihăieș Ovidiu? Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Sunt directorul Liceului Baptist Alexa Popovici din Arad. Prezentarea noastră este puțin cam generoasă, vă mulțumesc, și reprezintă pentru noi poate un target prezentarea dumneavoastră. Dacă nu aveți target, nu avem ce să facem, dar iată că în spatele dumneavoastră targetul este fabulos. Și vreau să vă spun cum am început această poveste, pentru simplu motiv că eu mai mult circul în ultima perioadă pe la Arad, venind odată pe acea centură, care nu e în centrul Aradului, e în centrul Aradului, pe lângă primărie, pe acolo. Nu e așa, nu? Nu este chiar o zonă centrală, dar o zonă potrivită. Așa, e chiar un cap de perspectivă. Am intuit și când mă uit acolo, o clădire foarte interesantă, în construcție. Și când mă uit mai atent, trec și când mă întorc de la expertiză, zic către fiul meu: măi, trebuie să oprim să filmez, ce e aici? Știam eu ceva și când am văzut, am rămas extrem de încântat. Și am început să mă documentez cine e acest bulgăr de diamant care se numește Mihai Sovim. Și am vrut să știu mai multe despre domnia sa. Să știți că noi ca ziariști avem obligația să ne documentăm înainte de a ne invita partenerii pentru a-i face public, pentru că oamenii de multe ori, și cred că societatea asta, mai ales după pandemie, puțin de tot a fost afectată la etajul superior și nu prea mai știe să aprecieze, și la noi, la români în general, cred că e o mare problemă. Și pe mine m-a pasionat ceea ce spunea înțeleptul Solomon: învață-l pe copil de mic calea pe care trebuie să o urmeze și când va pătrâni nu se va depărta de ea. Mare onoare aveți să gestionați mentalități. Mare onoare. Și în seara asta vreau să detaliem, să avem o discuție foarte degajată, fără stres, fără probleme. Nu trebuie să folosim cuvinte bombastice, doar trebuie să fim noi înșine, pentru a înțelege că atunci când slujești, că așa spune etimologia termenului de ministru, a fi slujitor însemnează să împlinești ce a spus Domnul nostru. Să fim slujitorii altora. Domnule director, cine este de fapt Ovidiu Mihăieș? Un profesor din Arad, căsătorit, cu 2 copii, soția din Oradea, copiii născuți în Timișoara. Sunt la Liceul Baptist din anul 2000 și am avut un episod în care am lucrat, am muncit în mediul privat cam 6 ani de zile la o companie de transport, o perioadă care cred că mi-a lărgit mult orizontul și mi-a dat o nouă dimensiune, de fapt, ce înseamnă munca și mai ales în mediul privat. Cam subțire vă prezentați. Asta înseamnă modestie, asta e o calitate fabuloasă, vă felicit pentru treaba asta. Am fost impresionat că m-ați plimbat prin școală, deși nu mă cunoșteați, pentru că era pentru prima dată când ne întâlneam. Probabil, nu știu ce impresie v-am lăsat, dar nu mă interesează pe mine impresia. Pe mine mă interesează să impresionăm pe cei care ne vor asculta, că avem oameni de prezentat, cu oameni cu realizări, cu oameni care fac fapte și nu vorbe. Și am constatat că, deși este o școală nouă, putem spune că din anul 2000 sau de când a fost construită, este plină. E înghesuită. E, ca să zicem așa, o școală care este pregătită. pentru un proiect fabulos. Și acum vreau să-mi povestiți dumneavoastră, dacă n-ați vrut despre dumneavoastră, despre liceul pe care îl gestionați dumneavoastră. Câteva lucruri de esență pe care aș vrea să îmi spuneți despre istoria lui, cum s-a născut, ce perioadă de 30 de ani putem spune, nu? 20 de ani sau 30 de ani putem, nu? Da, liceul nostru a fost înființat în anul 1990. În prima clasă au fost 24 de copii. An de an, tot mai multe familii au dorit să trimită copiii înspre școala noastră. În acest moment avem 1137 de elevi. Anul la care ați făcut dumneavoastră referire, anul 2000, a însemnat mutarea într-o clădire nouă. Până în anul 2016, directorul școlii a fost domnul profesor Edi Șoan, în Arad și cred că și la nivel național, un director, un profesor, un om, un profesionist dedicat. Dumnezeu a binecuvântat activitatea noastră și ne bucurăm de nivelul în care am ajuns. Într-adevăr, în acest moment suntem înghesuiți, așa cum ați observat și dumneavoastră. Ne desfășurăm activitatea în 4 locații, învățământul primar într-o locație, gimnaziu și liceu într-o altă locație și în 2 locații funcționăm cu grădinița. Undeva avem la nivelul învățământului preșcolar 100 de copii. Așa cum am spus, de toți suntem peste 1100. Un număr frumos și o mare provocare în același timp, toți acești copii. Într-adevăr, ne străduim, așa cum a spus și noastră, să semănăm. E mare lucru, e mare lucru și fiind în 4 locații, imaginez cât de greu este, atât pentru dumneavoastră, cât pentru copii, dar cât și cadrele dumneavoastră didactice. Și aș vrea să-mi povestiți câte ceva despre performanțele acestui liceu. Pentru că despre el n-am auzit lucruri rele și vreau să le spună cei care efectiv muncesc. Nu vin eu să mă laud cu ce ați făcut dumneavoastră. Departe de mine gândul, nu. Dorința mea este să știm să prezentăm oamenii așa cum sunt. Și cel mai important argument sunteți dumneavoastră, cei care reprezentați acest liceu. Prin harul lui Dumnezeu, copiii noștri au obținut rezultate frumoase. Dacă ne gândim la examene naționale sau la concursuri școlare, pot să vă spun că în ultimii ani toți absolvenții școlii noastre au promovat examenul de bacalaureat. Bucuria mea față de anul trecut a fost una deosebită. Jumătate dintre ei au obținut medii peste 9. Și la evaluare națională au fost rezultate frumoase. De asemenea, în fiecare an obținem premii la olimpiade județene, calificări la fazele naționale ale olimpiadelor. Pe lângă aceste concursuri, cumva concursuri școlare, de 2 ani de zile am avut un concurs la nivelul școlii, un concurs de memorat versete în care am reușit să implicăm peste 200 de copii. Un timp foarte frumos și un rezultat frumos din punctul nostru de vedere. Mai sunt și alte activități pe lângă vizite, misiuni. Fiecare clasă încercăm, mai ales de la gimnaziu și liceu, să viziteze ce a fost înainte, măcar o biserică într-un modul. Copiii sunt implicați, beneficiem de susținerea părinților și cu ajutorul lui Dumnezeu mergem înainte. Domnule profesor, din perspectiva unui fost profesor, hai să zicem cadru asociat la universitate, eu cred că dumneavoastră singur n-ați fi realizat ce ați realizat. Realizările acestei minunății de școli, ca să-i spunem așa, și acum să vă spun un lucru, poate nu vă va surprinde, dar discutam cu Mirel Talpeș și spunea că în perioada când s-au introdus camerele de luat vederi la examenul respectiv, a fost un șoc, iar cel mai important lucru a fost că la liceul dumneavoastră n-au fost niciun fel de probleme și promovabilitatea a fost iarăși 100%. Mă înșel sau nu? Chiar în primul an nu cred că a fost promovabilitatea 100%. Cred că au fost 2 copii care nu am promovat în acea sesiune de vară examenul de bacalaureat. Din câți? Probabil 60 și... mi-e greu să spun, 60 și deci ceva. Nici nu putem să spunem că ar fi 1-2%, deci e fabulos. A fost un moment deosebit pentru noi, pentru că în acel moment, de fapt, s-a rupt plasamentul, dacă vorbim, dacă exprimarea este permisă. Adică a fost o perioadă când toată lumea obținea rezultate deosebite la bacalaureat. În momentul acela, a apariției camerelor, de fapt, a fost momentul care a întins lista și a, așa cum am spus, a rupt lista. Și am fost printre cei care au obținut rezultate frumoase. Dar pentru școala noastră... Aici vreau să spuneți tehnica. Pentru că știți cum e... Putem să spunem, oh, ținut, am primit, dar văd că sunteți un tip foarte modest, îmi pare bine, lucrul ăsta este o notă foarte bună, dar totuși, în spatele dumneavoastră, cred că stă capacitatea de lider. Și de ce spun treaba asta? Pentru că, discutând cu dumneavoastră, m-am dus prin curte și mi-ați destăinut o chestie foarte interesantă, ci că ați fi fost de vreo 18 ori la primărie ca să asfalteze curtea. Vă rog să redați dumneavoastră că nu vreau să fac pe plagiator. Vă rog foarte mult că e un lucru, poate unii nu o să înțeleagă, dar în Biblie mai există un cuvânt extrem de important. Vulpile vechi fac să funcționeze sistemele mari. Și aceste lucruri de bază, de slujire, sunt esențialmente necesare pentru toți directorii din România. Prima parte a întrebării era vis-a-vis de bacalaureat. Vreau să vă spun că nu este o rețetă, dar colegii mei care pregătesc copiii care susțin discipline la bacalaureat, ei sunt cei care muncesc și ei sunt cei care duc greul. Și aprecierea este, sunt convins, în dreptul lor. Eu doar așa sunt purtătorul de mesaj. Ei sunt, colegii mei sunt cei care muncesc, lucrează în plus cu fiecare clasă, alocă timp suplimentar pregătirii, și părinții susțin pregătirea aceasta, adică pot să vă spun, colegi la care predau disciplina română, matematică, istorie, pe lângă orele care le au în săptămâna respectivă, mai rămân măcar 1-2 ore pe săptămână în plus cu copiii. Bineînțeles că totul se întâmplă pro bono și din pasiune pentru meserie. Și la vreau să ajung să-mi spuneți, pro bono, pentru toți oamenii să înțeleagă, înseamnă că slujesc cu drag, din drag pentru copiii pe care și doresc, pentru că ei de fapt ce fac? Profesori investesc, își dau viața pentru copiii lor. Asta e concluzia mea. Greșesc cu ceva, domnul profesor? Asta este chemarea noastră și când am ales să venim în învățământ, să formăm tineri și să educăm tineri, pentru asta am venit. Și mai ales când am optat să venim la o școală creștină. Adică lucrul acesta, din punctul meu de vedere, este absolut și trebuie să fie unul normal. Noi, înspre această abordare, cred că trebuie să ajungem. E normal să-mi doresc, să investesc în elevii mei. Așa înțeleg eu lucrurile și colegii mei. Și mă bucur că înțeleg în modul acesta lucrurile. Ia cum e cu 18. Nu că e limitarea de majorat. Nu aș vrea să se înțeleagă că nu am fi susținuți, din potrivă. Primăria Municipiului Arad și primarul Municipiului, domnul Călimbu Bibarț, susține ce înseamnă învățământul nostru, ca și școli vorbesc, nu strict de școala noastră. Au avut în 2016 o problemă cu terenul, s-a degradat suprafața de joc în terenul de fotbal, și s-au întâmplat câteva evenimente, copiii să mai alunece pe pietriș, au căzut, s-au întâmplat lucruri care nu le-am dorit. Și am apelat la sprijinul autorităților și la respectiva direcție i-am promis doamnei șef de compartiment că atât am să vin până se rezolvă problema. Da, deci ați învățat lecția cu judecătorul nedrept. Chiar dacă arădenii, trebuie să fim corecți până la urmă, au cu ce să se mândrească, pentru că lucrurile merg mai departe și o să detaliem și anumite lucruri, dar ce-am vrut să pun în evidență acest lucru? Calitatea de director te onorează, dar și te obligă. Și iată că atunci când trebuie să-ți faci datoria față de semenii tăi, nu este greu să te duci să bați la ușile, de multe ori poate neînțelese, sau dacă vreți să vă citesc un clasic în viață, un prieteni pe care l-am avut într-o emisiune și spuneau că atunci când o cerere ajunge la administrațiile publice, parcă timpul se dilată. Noi nu avem timp. Noi nu avem timp. Datoria ne cheamă, așa este? Nu știu dacă s-a dilatat timpul în cazul nostru. E clar că o... Dar interesul are un... să vă păstrați copiii integri. Vă repet ce v-am spus mai devreme. E absolut normal să ne dăm interesul pentru instituția, pentru organizația, pentru școala în care lucrez. Și asta avem de făcut, de fapt. Asta am făcut. Și suntem recunoscători Domnului pentru deschiderea care ne-au arătat-o și ne-o arătă autoritățile locale. Dacă dumneavoastră erați un om sau o unitate de învățământ neperformantă, credeți că v-ar fi băgat lumea în seamă? Mi-e greu să vă răspund. Pot să vă spun însă că din ce am văzut, cam fiecare dintre colegii directori cu care mai discut, care doresc să facă pași înspre modernizarea și dezvoltarea școlii, îi susținut. Acum, nu am auzit sau nu pot să vă spun așa concret cineva care să vrea să facă ceva, să fie pasionat pentru școala lui și să nu reușească. N-aveți timp să vă informați despre treaba asta. Nu aveți timp, pentru că eu am un principiu și vreau să vă spun și dumneavoastră, nu știu dacă îl agreați sau nu, nici nu mă interesează. Un om care își îngrijește grădina lui nu are timp să se uite la vecin. Că dacă s-ar uita la vecin, ar însemna să aibă pălămidă în curtea lui. Și la dumneavoastră nu este pălămidă, sunt lucruri extraordinare. În 15 mai 2022, la Timișoara, s-a lansat Proclamația din Banat. Și printre abordările acestei proclamații avem o apreciere și spunem așa: considerăm că este momentul ca poporul român să-și asume misiunea de a face din educație baza pe care să-și clădească ființa, cu repercusiuni în toate sferele vieții. Iată de ce v-am ales pe dumneavoastră, pentru că reprezentați un reper. Și dacă spunem chestiunea asta, ne referim și la faptul că în presa națională dumneavoastră ați apărut cu un lucru extraordinar de important, cu un proiect generos, și acest proiect nu numai că vă onorează, dar vă și obligă. Cine a fost cu ideea să realizați acest campus? Păi cred că totul a plecat de la o nevoie. Tot mai mulți copii au dorit să vină spre școala noastră, nu am avut spațiu, am înțeles că este momentul să dezvoltăm școala noastră și împreună cu comunitatea baptistă s-a decis inițiarea demersurilor pentru a construi o nouă clădire. Am apelat la autoritatea locală, la primăria municipiului Arad. Ne-au alocat un teren undeva, așa cum ați spus și dumneavoastră, nu în centru, nu prea mărginaș. Adică la modul civilizat, un loc extrem de important, ca oamenii să poată să aibă și acces, să aibă accesibilitate și să aibă o perspectivă. Eu, ca specialist, apreciez că acel sens giratoriu arată punctele cardinale și înseamnă că din toate locurile pot aflui spre Liceul Baptist oameni care vor să-și dorească, așa cum vă spuneam dumneavoastră, îmi doream la Timișoara, în proiectul pe care noi n-am reușit să-l facem, trebuie să recunoaștem, ca din pântecele Maicii să gândească că acolo trebuie să ajung, la liceul ăla, pentru că acolo se formează mentalități de învingători. Greșesc cu ceva? Ne dorim să facem ce spuneți dumneavoastră. Evident că asta este... Trebuie să vă fie țintă, nu dorință. Și este ținta noastră. Ne-o și asumăm, ne-o și asumat. Asta e. Numai Dumnezeu vă poate ajuta. Dumnezeu ne-a ajutat până acum într-un mod deosebit. Când am început să proiectăm clădirea, a apărut pandemia. Și chiar dintre noi au fost care s-au gândit bine, oare mergem într-o direcție potrivită, să ne aducem aminte ce a însemnat începutul pandemiei. Când am început în 2021 să construim, nu peste multă vreme a început războiul. Și știți bine ce s-a întâmplat cu prețuri și cu inflație. Dar cred că și ce văd, Dumnezeu a pregătit oameni care să susțină acest proiect și lucrul acesta se vede. Nu am avut bani niciodată să ducem proiectul cap-coadă, dar nu știu cum a făcut Dumnezeu, că nici nu au găsit până acum. Domnul director, dumneavoastră știți cine-i Dumnezeu? Bancherul lumii. Domnul Hristos a spus, este pământul cu tot ce e pe el. Lumea. Ce puteți să faceți decât să fiți învingători? Ca să fim învingători, în primul rând, trebuie să avem credință și trebuie să ne asumăm și fapte alături de această credință. Că la nivel teoretic totul e ușor. Când ajungem cumva în problemă, lucrurile se schimbă puțin. Eu felicit comunitatea baptistă pentru faptul că a aghiesat la acest proiect. Faptul că susține este un lucru excepțional în contextul istoric, când spunem limpede că, așa cum spuneați de pandemie, la etajul ulterior că a mâncat din celule nervoase sau chiar din apucăturile pe care le avem, în ghilimele de rigoare ale apucăturilor, cred că e un lucru pe care dumneavoastră trebuie să-l faceți în continuare ca model pentru societatea în ansamblul ei. Și aici vin iară să vă introduc o chestiune foarte interesantă, pentru că vom discuta mai pendelete și despre edificiul pe care dumneavoastră îl construiți acolo. Am observat și acolo niște lucruri care am să vi le pun în față. Și spune așa Proclamația din Banat: într-o lume secularizată, principala cale care oferă speranța națiunii române este însușirea pe scală largă a moralei creștine, care trebuie să fie promovată neconfesional, nedogmatic și neinstituționalizat. Oare la școala dumneavoastră baptiștii funcționează, domnul director? Funcționează și pot să vă dau chiar un exemplu concret în ceea ce înseamnă promovarea valorilor. În cadrul școlii altfel, știți că o săptămână în timp din anul școlar este dedicată școlii altfel. Chiar am stabilit împreună cu colegii o trăsătură de caracter, generozitatea, și toată activitatea ce am alocat-o într-o zi sau două a urmat această direcție, iar la finalul acestei perioade am provocat elevii noștri să se implice chiar într-un mod practic. Și am avut mai multe vizite persoanelor defavorizate la o casă de copii, la un azil sau la un centru de persoane în vârstă. Am implicat mai mulți copii în direcția asta și poate inițial am fost, mărturisesc chiar eu așa, nu în ideea de a ezita, dar m-am gândit așa, să spun de două ori, dar am fost plăcut, surprins de impactul care l-au avut la nivelul copiilor această inițiativă. În ceea ce înseamnă promovarea valorilor, noi ca și sistem de învățământ discutăm acum, suntem poate puțin rămași în urmă. Reducem școala la doar ce înseamnă cunoștințe, transmitere de cunoștințe și poate formăm mai puțin în ceea ce înseamnă caracterul elevilor noștri. Asta este o observație vis-a-vis de sistemul de învățământ, deși poate nu sunt eu tocmai cel pregătit să emit aceste observații. Nu cred, aici greșiți. Dumneavoastră sunteți cel mai în măsură, având în vedere că duceți greu și sunteți un om care aveți această obligație față de societate, față de națiunea română, să spunem lucrurilor pe nume, cu decență, cu onestitate, cu demnitate, pentru că numai adevărul ne face liber. Și acum vă rog să-mi răspundeți mai punctual. Care este procentajul de baptiști, ca să traducem liber, care frecventează școala dumneavoastră, putem să spunem pe generații? La nivelul învățământului primar, undeva 35, maxim 40% din elevii noștri provin din familii de baptiști. Undeva la nivelul școlii, între 40-45% luat în ansamblu populația școlară. Menționez nivelul învățământului primar pentru că în ultimii ani tot mai mulți copii optează să vină din clasa pregătitoare și să parcurgă și acest nivel în școala noastră și am ajuns în acest an școlar să avem 5 clase paralele la nivelul clasei pregătitoare. Și nivelul primar vin din spate copii tot mai mulți. Deci nu-i deranjează pe oameni, pe cetățenii Aradului, pe naționalii noștri români, fie de orice etnie, că vin la Liceul Baptist. Pot spune treaba asta? Cred că nu-i deranjează dacă vin. Deci înseamnă că aveți niște rezultate pe care vă califică. Deci să știți un singur lucru. Societatea omenească la ora actuală atât de polarizată, atât de, să zicem, organizată, pentru că nu putem să spunem că nu e organizată dezorganizarea. Atenție, și asta e o afirmație care mi-o asum. Atât de organizată, având în vedere că rezultatele dumneavoastră, că moralitatea pe care o promovați, că rezultatele sunt la nivelul la care sunt, când știm foarte bine ce se întâmplă în spațiul public cu celelalte școli, când știm foarte bine ce light motiv există în legea învățământului preuniversitar, analfabetismul funcțional, e un lucru puțin cam rar, domnul director. Cam rar. Aveți grijă să nu vă las urma cap. Vom avea grijă, într-adevăr. Nu cred că există acest pericol în momentul acesta de a ne lua lumea în cap. Ce observ și ce mă bucur că văd în dreptul colegilor, simt responsabilitatea, simt nivelul de așteptare tot mai mare al părinților, pentru că de la an la an se simte această presiune și presiunea asta ne duce spre a fi responsabili. Și cred că, de fapt, repet, asta e și chemarea noastră, la urmă urmei. Asta trebuie să promovăm. Hai să vedem. Cum vă înțelegeți cu părinții? Că, într-adevăr, la modernismul introdus actualmente pe palierul ăsta al neomarxiștilor, al review și altor diversități, care să le spunem așa, parcă e un pericol pentru normalitate. În ultimii ani se remarcă așa un procent al părinților, n-aș putea să spun, caut acum repede așa un termen diplomat, așa, să încerc să fiu diplomat, hai să spunem cunoscători, să rămână așa în spectrul ăsta, să rămână așa în spectrul ăsta. Doar că plecăm, de unde plecăm? Plecăm la drum și care de fapt este interesul nostru? Interesul nostru este copilul. Și de partea noastră a dascărilor și de partea părinților. De fapt și în legea educației spune că beneficiarul principal al sistemului de învățământ este elev. Din momentul în care urmărim binele elevului, și noi ca și dascări, și părinții, și familia copilului, întotdeauna ajungem la un numitor comun. E adevărat că se poate întâmpla ca nu în prima discuție să găsim această concluzie potrivită pentru copil, dar cam de fiecare dată ajungem la un numitor comun și reușim să transmitem argumentele noastre părinților, care și le asumă la urma urmei și le asumă și avem sprijinul lor în ceea ce înseamnă educația și formarea copilului. Aș fi puțin fariseu să vă spun că procentul este chiar 100%, dar o mare, 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 mare majoritate. Sper că nu faceți concurență acum la întrecerea socialistă. Deci trebuie să fim limpezi că 100% nu există pe pământ. Niciodată, pentru că, evident, o deformație profesională pe care o întâlnim mai mereu și în ultima perioadă foarte des la România, să arătăm cu degetul ce nu se face. Vă confruntați cu astfel de situații? Da și nu. Ne confruntăm cu situația în care ni se spune cum să facem. Părinții consideră că așa ar trebui să se întâmple și așa ar trebui să disciplinăm copiii lor sau așa ar trebui să îi învățăm sau mai mult cu asta ne întâlnim. Domnul profesor Borțun, să fim învățați, ce părere aveți de ce spunea domnul profesor Borțun? După cum știți, domnia sa este, în opinia mea și cred că nu greșesc, senior comunicării în spațiul public românesc, profesor universitar, doctor la SNSP, a fost consilier prezidențial și spunea că ar fi necesară o școală a părinților. Are mai mult decât dreptate, domnul profesor, are mai mult decât dreptate. Să știți că noi chiar organizăm întâlniri cu părinții. Pe lângă clasicele ședințe cu părinții, colegele de la învățământul primar se întâlnesc de 2-3 ori pe modul, sau pe trimestru era, acum probabil că o dată pe modul, cu fiecare părinte din clasă și discută evoluția, progresul, stagnarea copilului. Și cred că lucrul ăsta creează deschidere și în partea familiei. Generează o încredere și cumva se depășesc niște bariere. Adică și părintele e convins de bunele noastre intenții. Ia că dacă v-am mai găsit ceva, fii atent, domn profesor, ci că pentru promovarea respectului și a iubirii față de semeni, considerăm ca fiind necesară cultivarea dialogului constructiv, a onestității, precum și promovarea demnității. Parcă așa sună ce spuneți dumneavoastră. Cuvintele dumneavoastră, dar proclamația noastră asta urmărește. Și ia cătă, că n-am greșit când v-am ales. Proclamația dumneavoastră a fost construită și redactată de profesioniști ai comunicării. Eu sunt de formație undeva... Nu are important să nu discutăm de proclamație acum, discutăm despre voi. Deci, am ajuns la concluzia că ce spuneți dumneavoastră se încadrează aici. Așa este, dar ce am observat, chiar dacă se întâmplă să fie situații în care părinții au altă așteptare sau altă viziune, în momentul în care sunt asigurați și sunt convinși de bunele noastre intenții și de toată transparența și deschiderea, în momentul ăla apare așa, parcă din senin o altă abordare și din partea lor. Deci, evident că dialogul este cel care așează, care reglează punctele de vedere, care convinge. Și credința vine în urma auzirii. Dialogul constructiv pe care îl cultivăm noi este esențial pentru bunul mers al lucrurilor, pe orice domeniu, dar mai ales în domeniul învățământului. Categoric, învățământul este un domeniu sensibil și prin prisma faptului că rezultatele se văd peste ani de zile. Cu atât mai mult părinții au nevoie să fie implicați ca și parteneri în acest dialog, pentru că se conving că pas cu pas se construiește ceva și nu poate să lipsească acest dialog între toți factorii implicați în educarea copiilor lor. Suntem la emisiunea despre domnul director Ovidiu Mihăieș, directorul Liceului Baptist din Arad, omul de lângă noi, o viață dedicată profesiei, lecții de viață. Se pare că până acum nu m-am înșelat deloc, constat că este un om modest, un om care e un munte de om, care m-a impresionat prin felul domniei sale de a-și prezenta cu drag școala, chiar dacă se confruntă, sunt convins, cu multitudini de probleme, sunt convins că nu e ușor să gestionezi grupuri de oameni. Dar vreau să vă întreb cum e privită această școală în comunitatea de Arad. Nu baptistă, ci comunitatea în ansamblul ei. Pot să vă spun că în ultima perioadă și în ultimii ani am văzut parcă o deschidere tot mai mare în ceea ce înseamnă școala noastră, atât la ce înseamnă sprijinul autorităților locale, la ce înseamnă conducerea învățământului arădean, parteneriatele care le-am încheiat cu alte organizații sau cu alte instituții, și aceasta cumva ne oferă și garanția că mergem într-o direcție bună și liniștea că mergem într-o direcție bună. Domnule director, lucrurile astea se fac de la sine? Lucrurile astea vin urmarea unor activități, urmarea încrederii care se dezvoltă în timp, urmarea a calității oamenilor implicați, a echipei implicate în direcția asta. Nu sunt niște fructe care să le culegi chiar așa ușor. Nu, adică ce să înțeleg? Nu se poate nici într-un caz să vă dăm un Mercedes și să băgați cheia în el și să mergeți mai departe. Trebuie să luați pas cu pas lucrurile. Cam așa văd eu. Din ceea ce am analizat și văzut la dumneavoastră acolo, ați plecat de jos cu înaintașii dumneavoastră care au clădit piatră pe piatră și lucrurile astea în sistemul de învățământ nu se pot vedea de pe o zi pe alta. Asta e o certitudine. Și o chestiune importantă că ați avut oameni cu viziune în cadrul școlii dumneavoastră. Vă dați seama cât a fost de complicată perioada începutului. Când nu aveam nici spațiu propriu, ne-am desfășurat activitatea în internatul unui liceu în Arad. După 3-4 ani am fost invitați în mod elegant să ne găsim o altă locație. Am fost înfiați de o biserică în Arad, o biserică, din câte am înțeles, în momentul acela care era în construcție și frații au ales să termine o anexă pentru noi să avem unde să funcționăm și după aia să-și finalizeze sala bisericii, sala de închinare. Înseamnă că sunt oameni cu viziune, oameni înțelepți, știu să investească în viitor, e fabulos. Și echipa care a gestionat lucrurile astea, după cum v-am spus, domnul director, profesorul Edi și doamna director Cornelia Iovin, au fost o echipă cel puțin dedicată. Adică oameni pasionați care și-au înțeles chemarea și și-au înțeles rostul și cumva a fost prioritatea zero funcționarea și dezvoltarea școlii noastre. Pentru noi, din punctul acesta de vedere, categoric este mai ușor. Avem însă provocarea unui mare număr de elevi. Dar parcă nu a fost greu nici la început. Domnul director, fără pasiune puteți face ceva? Cred că e destul de complicat. Cred că e destul de complicat fără pasiune să reușești să faci. Domnul director, nu dăm nume că am un obicei. Chiar dacă comentez la adresa cuiva, nu dau nume că nu este în emisiune să-și poată apăra dreptul. Povestea cineva că era fotbalist tânăr și juca în echipa nu știu care, parcă național de juniori, și trebuia o oră înainte ca să facă, să treacă și tot. Și acum când ajungi la maturitate s-ar putea să te depășească un proiect. E greu să vă asumați proiecte. Nu e atât de greu să ne le asumăm. Greu cred că urmează după. Dar e necesar să vi le asumați. Categoric, categoric. De fapt, dacă vă gândiți cumva la proiectul școlii... Încă nu, vreau să vă fac o surpriză, domnul director. Dumneavoastră nu pot permite să vă trec așa prin focul ăsta al întrebărilor despre școala care vom discuta în altă emisiune. Astăzi am vrut să-l cunosc pe directorul Mihăieș, am vrut să-l prezint oamenilor așa cum este el, un om modest, un om cu viziune, un om care își conduce echipa, că trebuie să fim corecți cu noi înșine și nu putem să ne îmbătăm cu apă rece. Dacă acest conducător nu era așa, colectivul profesoral care duce greu nu răspundea. Pentru că dacă dumneavoastră ați fi fost liantul, asta este opinia unui om care are experiență, are experiență mare în domeniul ăsta, pentru că am plecat de jos. Am fost copilul unei femei de serviciu la Biserica Baptistă, după aceea Dumnezeu m-a ridicat și m-a dus în toate posturile cele mai înalte și chiar astăzi am primit un mesaj de la București, că am transmis o scrisoare de mulțumire președintelui României, primului ministru, miniștrilor de resort, care am transmis-o doamnei director general de la Agenția Națională, în care apreciam că pentru prima dată în România o echipă formată care am coagulat-o eu de la agenție cu profesioniști am făcut un proiect de modernizare a României. Și a fost agreat. Și a fost o ședință săptămâna trecută la București extraordinar de frumoasă și s-a dovedit că atunci când societatea civilă vine în întâmpinare la autoritate, nu numai că folosește ideea, ci o îmbunătățește, ceea ce pentru noi e mare lucru. Deci am spus treaba asta pentru că noi uităm să răsplătim oamenii care fac eforturi. Efortul dumneavoastră este unul fabulos și aici vine o chestiune iar destul de delicată. Oare se roagă pentru dumneavoastră cei care citesc în Biblie că trebuie să te rogi pentru autorități? Dumneavoastră sunteți o autoritate, chiar dacă nu de stat. Este o autoritate poate mai importantă decât președintele României. Sunt convins că se roagă multă lume pentru școala noastră, pentru dascăl, chiar și pentru conducere. Copiii noștri fac lucrul acesta înainte de a începe în fiecare zi activitatea. Asta este o regulă de la începutul, cred că de la începutul școlii. Noi ca și colegi practicăm lucrul acesta în fiecare dimineață, înainte de a începe activitatea, înainte de ora 8. Și cred că Dumnezeu răspunde acestor rugăciuni și în anumite etape pregătește oameni pentru fiecare etapă de dezvoltare, de funcționare a școlii noastre. Să știți că aici vă dau mare dreptate. Atunci când ai un proiect generos, pentru că Domnul Hristos a spus, îndrăzniți că ce am birui lumea. Păi, dragul meu, dacă Dumnezeu ți-a promis, cereți și vi se va da. De ce ne îndoim? De ce se îndoiesc oamenii? Domnul director, de ce se îndoiesc oamenii? Cred că la întrebarea dumneavoastră ar fi mai potrivit să vă răspundă frații păstori sau cei care conduc... Nu, ei sunt doctori în cuvinte. Noi avem nevoie de oameni practici cu rezultate. Eu m-am lămurit cu domniile lor și nu cred că aveți ușoară crucea, domnule director, cu pastorii. Iertați-mă, am curajul să o spun. Acum... Aș fi nedrept să spun că am o cruce cu frații păstori, că nu-i cazul. Nu, n-am zis asta, am zis alta. Deci nu, lucrurile nu stau chiar așa. Mă bucur să aud. Noi avem comunitatea baptistă implicată în școala noastră, în Consiliul de Administrație, avem un reprezentant al comunității, avem în corpul profesoral păstori din comunitatea de Arad care sprijină școala noastră. Avem delegat un păstor coordonator care este împreună și ține aproape de școala noastră. Adică noi încercăm și am promovat totdeauna să împletim ce înseamnă activitatea și să împletim cu comunitatea baptistă, să ne informăm reciproc, să ne sprijinim reciproc. Așa funcționăm noi. Vis-a-vis de meritați felicitări, domnule director, meritați felicitări și vi le spun sincer. Vă spun sincer pentru simplu motiv că este un model de urmat. Este un model de urmat. Nu trebuie să fie perfect. Atenție, că perfecțiunea ne dă alte direcții și nu este. Perfect e numai Domnul Hristos. Și punct. De la capăt, o luăm de la capăt. Vă asigur că nu e vorba de perfecțiune, cred că nici de model nu este vorba. Asta e o părere. Lăsați-i pe alții să zică da sau nu. Deci dumneavoastră nu aveți dreptul să vă autocenzurați de data asta, pentru că faptele dumneavoastră vă urmează. Personal, poate o să fie și băieți care vă cunosc și știți cum e. În guvernul Domnului Hristos erau vreo 12 ucenici. Și dacă le facem analiza miniștrilor din guvernul domniei sale, ne dăm seama că de multe ori oamenii de încredere s-ar putea să te trădeze. Și dacă vorbim de Petru, mai ales că ne apropiem de Sfintele Paște, sau ce să mai vorbim de Iuda, omul cel mai de încredere, cum pui ministrul de finanțe un om de neîncredere? Ai pune dumneata un om de neîncredere într-o funcție de responsabilitate? Cu siguranță nu, și aș fi foarte atent și sunt foarte atent cu cine mă înconjor, sunt foarte atenți cei care sunt implicați în echipa noastră, mai ales așa cum am vorbit de proiectul lărgit. Pe de altă parte învățăm de aici că natura umană este tot natură umană. Și vedem rezultatul căderii și al păcatului. Pe de altă parte, învățăm, așa cum spune Scriptura undeva, să avem grijă. Cine crede că e tare, să aibă grijă. Și, într-adevăr, e o ocazie potrivită să ne amintim lucrurile acestea. Da, este important, dar nu trebuie să le neglijăm, pentru că cine nu deschide ochii, deschide punga. E un proverb românesc foarte, foarte util și foarte util de multe ori în situații delicate. Nu poți să ajungi în astfel de chestiuni. Vreau să vă mai spicui câte ceva din Proclamația din Banat, pentru că mie îmi place foarte mult să investesc în tineri. Încurajez foarte mult pe tineri. Mi-a făcut deosebită plăcere să văd acest proiect de care sper să vorbim data viitoare, pentru că e foarte important. O să lăsăm acolo pe final, că mai avem încă vreo 10 minute, vreo câteva minute, să deschidem apetitul doar pentru a prezenta proiectul liceului. Și vreau să vă spun cum am considerat noi că ar trebui să fie învățământul românesc. Învățământul românesc trebuie să se concentreze mai mult pe formarea persoanei decât pe simpla acumulare de cunoștințe. Din școala românească trebuie să iasă, 1. Oameni de caracter, ghidați pe principiile și valorile morale creștine care stau la baza civilizației europene. 2. Oameni dorniți să învețe toată viața și capabili să o facă. Și 3. Buni cetățeni, receptivi la nevoile comunității și dispuși să slujească binele comun. Cred că lucrurile astea ar trebui să caracterizeze nu numai școala dumneavoastră, ar trebui să polarizeze învățământul românesc și lecția asta de viață, putem să-i spunem fără putință te dă gadă, care am avut-o astăzi cu dumneavoastră, poate crea premizele de a fi multiplicată. Greșesc când spun lucrurile astea? Nu greșiți deloc. Ca și formarea tinerilor și adulților noștri, acesta trebuie să fie punctul de plecare. De ani de zile și de generații, noi ne tot reformăm. Rezultatele se văd și cumva ne teamă de ce rezultate se vor vedea peste ani de zile. Cred însă că va veni un moment în care lucrurile se vor așeza pe un făgaș normal. Făgașul normal, din punctul meu de vedere, trebuie să plece de la a forma și a sădi în copil, exact cum a spus și noastră și cum găsim și în Scriptură, de mic, repere, valori, lucruri care să și le asume, să le trăiască, să le promoveze mai mult decât simpla transmitere de cunoștințe. Suntem într-o eră în care suntem la 3-4 clicuri de orice informație. Sistemul, formarea noastră, ce a însemnat acum 30 de ani, în care însemna dictează și scrie, că n-ai de unde să găsești această informație, era aia că am trecut. E momentul să învățăm copiii noștri cum să gândească și să le oferim niște repere suficient de clare pe care să le sădim, să construim zi de zi în direcția aceasta. Domnule profesor, timpul nostru expiră foarte repede și ați văzut, ați speriat că, Doamne, Doamne, ce o să vorbim, ce o să... Ați văzut că ați dat atât de multe încât dumneavoastră nici nu vă imaginați ce substanță grea ați dat în lucru și am încercat să punem în valoare, de fapt, o resetare a modului de cum trebuie să lucrăm. Vreau să vă spun că partea a doua a emisiunii care vreau să o fac cu dumneavoastră se va rezuma nu numai la proiectul acesta și vom continua cu partea a doua din Proclamația din Banat, unde acolo avem niște repere de mare, mare însemnătate pentru învățământul românesc. Plecând de la profesor, continuând cu alte principii care pot să genereze o resetare a societății românești pentru însănătoșirea ei. Și sunteți un leac, să spunem așa, pentru societatea unde gravitați. Liceul Baptist din Arad este un reper, putem să spunem, fără putință de tăgadă, baza rezultatelor pe care eu le-am identificat în contextul istoric dat, având în vedere faptul că am luat legătura și cu alte persoane, dar ceea ce am văzut și ceea ce m-a determinat a fost ceea ce se numește acel edificiu. Am încercat câteva cuvinte pentru că astăzi n-a fost o emisiune pentru acel edificiu să-l descriem, însă pot să vă spun, dragii mei, că am fost și am vizitat șantierul și n-am greșit când spuneam despre domnul Ovidiu că se pricepe și la analiza construcției. Mi-a plăcut o fază în care nu i-a plăcut un zid și am văzut că e un om respectat și acolo. Cum vă faceți respectat, domnule Ovidiu? Aș vrea prima dată să vă spun că de acest proiect nu mă ocup doar eu, sau poate că eu sunt cel care se ocupă cel mai puțin. Sunt, atunci ce căutați acolo? Sunt profesioniști, avem o echipă în spate care se ocupă de acest proiect, avem o fundație în spate care susține acest proiect. Ce am căutat acolo? Am fost, în primul rând, nu știu cine o să ne audă, așa că spun că dupurile de program, ca să nu fiu, ca să fie lucrurile clare, o pasiune, e o pasiune. Mergeți des, domnul director, mergeți des? Merg de mai multe ori pe săptămână, în condiții normale. Mă și ajută locul unde locuiesc și cumva pot cu un mic ocol să ajung pe acolo și de când am început construcția vă dați seama că mi-a schimbat toate rutele. Că trec și când merg și când mă întorc și de multe ori spre biserică îmi fac tot timpul, chiar dacă fac un ocol, nu știu, un moment în care mă simt și încurajat când văd cum m-a lucrat Dumnezeu și mă încarc și eu așa, chiar dacă sunt multe provocări și multe probleme, mă simt totdeauna încărcat când vin de acolo. Simt așa o energie, o bucurie, o încredințare că Dumnezeu susține lucrarea asta deosebită. Și probabil că asta se vede, probabil că asta se transmite, probabil că asta generează... Să mă ascați, domnul director, dumneavoastră trebuie să știți că aveți în față un om care știe să citească oamenii și evident că, așa cum v-am spus, sunt interesați să pună în valoare, nu să scot în evidență lucruri care le avem fiecare negative. Biblia pe mine m-a învățat să cercetez toate lucrurile, să păstrez chestii lungi. Asta e o chestiune foarte limpede, dar sunt și un om foarte tranșant și le spun lucrurilor pe nume, că n-am tip. Sunt la apusul vieții și vreau măcar să trezesc interesul pentru societatea românească, pentru națiunea română, că avem valori. V-aș ruga să închideți dumneavoastră, să conchideți această emisiune, să faceți o încheiere și pe aia îmi permit să... îmi spun și eu punctul de vedere despre această ediție. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație și mărturisesc că m-am lăsat mai greu convins să avem această întâlnire. Activitatea într-o școală și într-o școală creștină, de fapt, îți oferă atâtea satisfacții și atâtea bucurii și, de fapt, bucuria de a vedea peste generații, peste ani și ani, cei care au plecat din școala ta, cei la care le-ai fost dați, că se vezi realizat la nivelul familiei, la nivel profesional. Îți dă o stare de împlinire și o stare de o convingere că ai făcut într-adevăr, ți-ai împlinit chemarea și ți-ai onorat, de fapt, pe Dumnezeu prin activitatea care ai prestat-o. Ăsta este gândul care, nu știu, care îl simt în momentul acesta. Când mă uit în urmă și văd, îmi amintesc așa, elevi, situații, unele chiar situații problemă și modul în care Dumnezeu i-a călăuzit mai departe și starea la care au ajuns, poziția pe care o ocupă în societate, oameni de încredere, oameni care fac cinste și onorează numele Domnului. Asta este marea bucurie și marea împlinire. În seara aceasta am fost alături de domnul Ovidiu Mihăieș, director al Liceului Baptist din Arad. Un om între oameni, un om care nu și-a greșit calea, un om care slujește, un om care merită promovat, pentru că românii au nevoie de modele. A reușit să-și construiască echipă, a reușit să conducă și să ducă ceea ce a înaintat și domnii lui au fost și au construit și acum pune în evidență ceea ce trebuie să pună în evidență, pentru că aici suntem și suntem datori să slujim. Așa cum spunea etimologia termenului ministru. Ministru este slujitor. Și spuneam într-o emisiune către niște colegi, dacă un ministru te numește, tu poți să fii altfel decât slujitor? E o întrebare la care așteptăm răspunsul din partea tuturor. Domnule director, sunteți așteptat să vă dați examenul și pentru clădirea nouă, pentru că este un boboc, este un edificiu extraordinar pe care eu l-am văzut. Mă bucur sincer pentru că am avut această șansă să ajung la Arad, să văd că și în România mea dragă există oameni care trebuie promovați, oameni cu respect, în care în această școală învață 30, 40, 50% pe diferite generații doar baptiști, restul sunt de alte confesiuni. Deci e o dovadă că împreună românii, indiferent de etnie, putem să construim, nu numai să dărâmăm. Este momentul ca acest proiect să fie promovat de toți cei care vor binele comun și să încercăm să demonstrăm că atunci când suntem uniți, putem să ducem pe culmi ceea ce ne interesează, tineretul nostru, care să se lase la dispoziția bunului Dumnezeu să facă fapte bune care să uimească lumea. Mă bucur că am fost alături de dumneavoastră, domnule director, și închei cu încheierea care o fac de regulă, așa cum este și în Proclamația din Banat. Doamne, binecuvintează România! Și pe toți românii, oriunde ar fi, oriunde s-ar afla, orice profesie și orice vârstă ar avea, bărbați și femei deopotrivă. Harul tău să se reverse peste toți, în sănătate, pace și liniște, în bunăstare materială și spirituală, precum și în dorința sinceră de a face voia ta. Doamne ajută, dă multă sănătate, haideți să construim grădina Maicii Domnului care este România.